Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă rețetă la Alina în bucătărie. Iar pentru cei ce vă aflați pentru prima dată, bine ați venit, eu sunt Alina, iar astăzi vom pregăti o mâncare absolut delicioasă. Este vorba de tocăniță de porc cu sos de roșii, o mâncare simplă care nu necesită multe ingrediente, însă rezultatul final este unul cu adevărat gustos. Iar acum că v-am arătat despre ce preparat este vorba, haideți să trecem și peste lista tuturor ingredientelor. Acestea sunt ingredientele necesare, însă dacă vreți să vedeți lista completă împreună cu gramajele, o puteți găsi în descrierea videoului. Voi da drumul la treabă, iar pentru început va trebui să toc mărunt ceapa. Pentru a avea o tocăniță extrem de gustoasă, este necesară o cantitate mai generoasă de ceapă. Eu am folosit 3 cepe medii la 1 kg de carne de porc. Mi se pare o cantitate generoasă de ceapă și va da un gust extrem de bun tocăniței. Dragilor, dacă vă plac rețetele mele și încă nu v-ați abonat la canalul meu de YouTube, nu ezitați să o faceți apăsând pe butonul de subscribe și pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când pun un video nou și pun un video nou în fiecare săptămână. Odată tocată ceapa, voi merge mai departe și mă voi ocupa de usturoi. Am 4 căței de usturoi, nu foarte mari, pe care îi toc potrivit, cam de aceeași mărime ca și ceapa. Nu este nevoie să dați prin presă, oricum el va dispărea și nu va mai fi vizibil în tocăniță. Iar acum că ceapa și usturoiul sunt tocate, voi trece la carne. Eu am o bucată de cotlet de aproximativ 1 kg, pe care o voi tăia pentru început în felii groase de aproximativ un deget sau de 1,5 cm. Eu folosesc cotlet de porc cu puțină grăsime și asta deoarece este nevoie de acea grăsime pentru a rămâne carnea fragedă. La fel de bine puteți să folosiți ceafă de porc sau de ce nu pulpă, însă important este să o tăiați cuburi mai mărișoare de aproximativ 2 cm. Cam așa ar trebui să arate. Iar aceasta este toată carnea tăiată cuburi. Uitați, are și grăsime, nu o îndepărtați, lăsați-o deoarece va da un plus de aromă preparatului, plus va ține carnea fragedă. Iar acum voi începe gătirea propriu-zisă a rețetei. Într-o cratiță încăpătoare, eu am una de fontă, voi pune puțin ulei. Iar în uleiul, care doar începe să se încălzească, voi pune o linguriță de chimen. Și voi lăsa uleiul să se înfierbinte așa cu chimenul înăuntru pentru aproximativ un minut. Astfel uleiul se va infuza cu aroma chimenului și va da o aromă cu adevărat specială preparatului. Iar când uleiul este bine înfierbântat, voi pune carnea și o voi lăsa să se gătească pentru aproximativ 10 minute sau până când își schimbă culoarea. Doar o mică observație, dacă din diferite motive nu vă place chimenul sau nu vreți să-l puneți în preparat, puteți cu ușurință să îl omiteți, însă eu vă recomand cu căldură să-l puneți deoarece va da o aromă extrem de plăcută preparatului. Carnea se gătește pe foc mare de ceva vreme, am amestecat constant în ea, iar când au trecut cele 10 minute, o voi scoate deoparte într-un bol separat și voi continua rețeta în aceeași cratiță, deoarece acolo se află foarte multe arome și nu vreau să le irosesc, vreau să le duc în continuare în preparat. Odată scoasă carnea din cratiță, voi trage focul mediu și voi căli ceapa pentru aproximativ 7 minute sau până când aceasta se înmoaie și devine translucidă. Iar după aproximativ 7 minute, așa arată ceapa, uitați ce bine s-a înmuiat, adaug usturoiul și mai gătesc totul pentru un minut, doar cât să-și lase și acesta aromele. Bineînțeles, voi amesteca foarte bine în cratiță pentru a se distribui și acesta uniform. Iar acum este rândul cărnii să fie adăugată împreună cu o lingură generoasă de boia, 2 foi de dafin, de asemenea pun puțină sare și piper proaspăt măcinat. În acest punct, focul este unul mediu. Voi amesteca totul foarte bine, astfel încât să se distribuie condimentele uniform, iar din acest punct voi găti semi-acoperit cu un capac pentru aproximativ 5 sau chiar 10 minute.
Gătită carnea în acest fel cu condimentele își va absorbi mult mai bine aromele și veți avea o tocăniță mult mai aromată. Bineînțeles, va trebui să amestecați în ea regulat odată la 2 sau chiar 3 minute. În acest punct voi adăuga sosul de roșii sau bulionul după caz, de asemenea voi pune apă cât să acopere carnea. Tot în acest punct voi pune și pastă concentrată de roșii, aceasta va face să se lege mult mai bine sosul. Amestec totul foarte bine, iar în acest punct trebuie să vă asigurați că ați adăugat destulă apă. Cantitatea exactă de apă adăugată nu aș putea să vă spun, însă pot să vă zic că este important să acopere bine carnea. Tot acum gustați puțin sosul și vedeți dacă mai este necesar să adăugați sare sau chiar piper. Eu am adăugat roșii din conservă pe care le-am dat prin blender, așa că a mai fost nevoie să adaug puțină sare, dar și puțin piper. Amestec totul foarte bine, iar pe foc mare aduc totul la punctul de fierbere. Acopăr și voi lăsa să fiarbă pe foc mic pentru aproximativ o oră. Bineînțeles, va trebui să amestecați regulat odată la 15 minute. Iar așa arată tocănița după ce a fiert pe foc mic pentru aproximativ o oră. Ia uitați cât de bine arată totul. Sosul nu a scăzut foarte tare și asta mi-am dorit, de aceea am gătit cu capac până în acest punct. Iar din acest punct voi repune capacul, de data aceasta semi-acoperit, și voi mai găti pe foc mediu spre mic pentru alte 15 sau 20 de minute sau până când carnea este complet fiartă. După alte 20 de minute de gătire, tocănița este gata, sosul a scăzut, carnea este bine fiartă, așa că pot închide focul, iar la final voi pune o mână generoasă de pătrunjel verde tocat și tocănița noastră este gata. Dragii mei, sper din suflet că v-a plăcut rețeta prezentată de mine astăzi și o veți încerca. Iar dacă o pregătiți, nu ezitați să-mi scrieți în comentarii cum v-a ieșit. Iar pentru cei ce încă nu s-au abonat la canalul meu de YouTube, nu ezitați să o faceți apăsând pe butonul de subscribe și pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când pun un video nou. Până data viitoare, numai bine vă doresc!